Așa pârleci. Deci... Hai să dăm afară, mă. Cum pula? Hai, bine, nu-ți face nimic șopârlă la mă normal, dar... Hai să deci dăm afară. Un gușter de la atât. Se zice așa, Snoop, să vină piele pe Snoop! Snoop! Avem o șopârlă în camera. Și vorbesc serios. Bă, nu știu ce să facem cu ea. De unde e? O mai vezi? Eu știu că să mă curentez asta, probabil. N-ai cum să te curentez. E fier. Am oprit aia. Bă, avem o șopârlă și nu știu cum să o scoatem. Este o șopârlă. Unde? Deci, dă-i capace, dă-i băbârnace acolo. Îți poate să faci. Da, mă, e aici. Dacă o pizdă, e o șopârlă acolo mică. Nu trebuie să bem o bere, hai că mă să mă piși. Bă, hai să chem o pula să scoată și o pula, nu dăm aici. Da, mă, ce acolo, agățată, dar bă, cu aia mă doare în pula, de ce nu dăm aici? O prinde, mă, dar nu știu cu ce pula mea să mi zic că să ne curentez. N-ai cu ce să te curentez, mă. E chiar aici, de desubt, dacă știu. Păi eu am văzut cum l-ai intrat. Tu vezi, vezi coada? Ia, stai. Uite, se vede. Coada și picioarele. Da, eu văd, dar nu știu că se vede la cameră. Uite, m-a fugit, gata. Ce putem, mă? Gata, am scăpat, bă. A ieșit pe acoperiș. Ce, bă, șerci că te râci. Observ că poate să intre orice ligioană aici, în camera asta, de sus. Mi-am strâns-o pe coadă, puf, și-a plecat. Da, mă, gata, am scăpat și de șopul. Este, mă. Mulțumim, Vlad.